Dragi prieteni, un nou invitat important la Play Sport, este vorba despre președintele lui Hermannstadt, fostul internațional rapidist Dani Coman. Bun venit alături de noi și mulțumesc pentru că a acceptat invitația. Vă salut cu drag. Hai să începem un pic cu ultima perioadă, da? Promovare cu Hermannstadt, un an complicat. Ce a însemnat pentru tine această promovare cu Hermannstadt-ul și dacă ai putea face o comparație cu perioada Astra, dacă ai avut doar perioade din acestea foarte tulburi, cluburi cu probleme financiare importante? Într-adevăr, a fost un an greu, dar întotdeauna finalul contează. Contează că această echipă a promovat, chiar dacă a trecut printr-o perioadă nu foarte bună. Am reușit împreună cu jucătorii și cu antrenorii, cu întregul staff administrativ, și aici mă refer la patron, pentru că ei sunt principalii artizani. După o retrogradare să ai puterea să mergi mai departe, să reinvestești niște bani, ne mai venim bani de la televiziune, nu este ușor, iar ei au decis să meargă mai departe, mi-au oferit încrederea necesară și am demonstrat că se poate, chiar dacă, venind la Sibiu, nu cunoșteam Liga a doua sub nicio formă, nu eram familiarizat cu ceea ce se întâmplă în Liga a doua, cu transferurile care trebuie să făcute, cât de greu e să aduci un jucător la Liga a doua, dar într-un final am reușit și vreau să le mulțumesc tuturor pentru aportul pe care și l-au adus pentru atingerea obiectivului. Au fost câteva momente sensibile de-a lungul sezonului, da, inclusiv în play-off, cu o serie întreagă, inclusiv de probleme de arbitraj, da, care v-au dat un pic peste cap. Mă refer aici, mă gândesc și la meciul cu Petrolul, de exemplu, cu un gol din offside și așa mai departe. Au fost probleme inclusiv cu antrenorul, cu Marius Măldărășanu, nu, care povestea într-un recent, chiar publicat, într-un interviu publicat recent de Play Sport, că la un moment dat, în finalul anului trecut, s-a pus problema să fie schimbat după o înfrângere cu Steaua și a rămas așa cu o părere de rău legat de momentul ăla. Destule momente tulburi de-a lungul sezonului. Măldărășanu și-a făcut treaba cât a putut de bine. Pe un antrenor doar rezultatele îl țin. Nu s-a pus problema că Măldărășanu să fie schimbat sub nicio formă. Într-adevăr, după eșecul pe care l-am avut cu Steaua acasă, da, s-a discutat ce putem face mai bine decât s-a făcut până acum. Dar nu s-a pus problema ca Măldă să fie schimbat. Am văzut interviul pe care l-a dat, o să am o discuție cu el, pentru că nu e normal să dea astfel de interviuri. El a avut toată încrederea mea și a oamenilor de lângă mine. A fost lăsat să-și facă treaba cât a putut el de bine și, într-un final, e foarte bine că a și reușit și am promovat. De-aia spun că trebuie să fim totuși mai echilibrați în declarațiile pe care le dăm, indiferent că ești antrenor sau conducător. A avut condiții foarte bune și nu știu ce echipă din Liga a doua ar putea să ofere ceea ce oferă Hermannstadt-ul la Sibiu. Trebuie să nu uităm că a fost un an greu, un an în care această echipă a jucat toate meciurile în deplasare. Jucând acasă, nu jucam la Sibiu, jucam la Mediaș. Au fost și probleme de lot, au fost într-adevăr și niște meciuri atât în sezonul regulat cât și în play-off-ul campionatului care nu ne-au mulțumit. Dar nu am ieșit public să spunem că jucătorii nu au dat 100% sau că Măldă nu a făcut echipa cum trebuia, nu. Am încercat să creăm o familie acolo, să fim uniți, să ne spunem ce avem de spus în vestiar, să nu ieșim public. Pe mine m-a deranjat puțin și declarația pe care a dat-o el. Dar asta e treaba noastră și o să rezolvăm când ne vom vedea. Continuați împreună la Hermannstadt, inclusiv la tine. Sunt o serie întreagă de discuții că ai putea pleca la CFR. În ce te privește, care sunt planurile concrete pentru zilele mele următoare? Am avut o discuție săptămâna trecută cu patronii clubului. Vedem ce va fi săptămâna viitoare, ne facem treaba cât putem de bine, indiferent că mai stau o zi sau 5 ani de acum încolo. Îmi fac treaba ca și cum ar fi echipa mea.
Ce va fi nu depinde numai de mine, depinde și de ceea ce înseamnă emulația care se creează în jurul acestei promovări, acestei echipe. Mi-aș dori tare mult ca autoritățile locale, în speță primăria, să fie mai aproape de echipă. Am avut susținerea Consiliului Județean și aș vrea să-i mulțumesc doamnei Daniela Câmpean pe această cale pentru sprijinul pe care ni l-a oferit. Sunt multe lucruri pe care aș vrea să le discut și pe care aș fi vrut să le am la un moment cu autoritățile locale. Pentru că deocamdată aceasta este echipă, este echipa fanion a orașului. Este echipa iubită de toți sibienii, chiar dacă se spune că mai promovează și alte echipe. Nu, Hermannstadtul este singura echipă în prima ligă și ar trebui susținută de către toți oamenii din oraș. Mi-aș dori ca lumea să vină la stadion, așa cum a făcut-o la meciul cu Steaua, să avem 6-7 mii de oameni în tribună, ceea ce nu s-a întâmplat. Mi-aș dori ca această echipă să revină cât mai repede pe noul stadion, pentru că într-adevăr va fi un stadion foarte frumos și o să vedeți că va fi unul dintre cele mai cochete stadioane din țară. Să joci tot timpul în deplasare e un dezavantaj care ne-a fost creat și care la un moment dat putea fi decisiv în îndeplinirea obiectivului pe care l-am avut. Dar trebuie să rămânem cu ce a fost pozitiv, trebuie să rămânem cu partea frumoasă a lucrurilor, cu promovarea pe care ne-am îndeplinit-o până la urmă, că indiferent de dificultăți, important este că am reușit să promovăm și să aducem Sibiul în prima ligă. Bănuiesc că pui anumite condiții ca să rămâi. Care ar fi prima condiție care ar trebui să îndeplinească pentru a accepta să continui la Sibiu? Chestiunea financiară? De-a lungul timpului mi-am dat seama că fotbal fără bani poți face. La un anumit nivel. Dar performanță fără bani nu se poate. Ceea ce îmi doresc stabilitate din punct de vedere financiar, îmi doresc să pot să mă uit în ochii jucătorilor la final de lună când trebuie să le dăm salariu, să mă întâlnesc cu angajații și să mă pot uita în ochii lor, să le spun că va intra salariul la timp. Asta îmi doresc. Îmi doresc liniște, să pot fi lăsat să mă ocup numai de fotbal și nu aș putea spune că am avut vreun impediment, pentru că nu s-a băgat nimeni peste mine. Am adus ce jucători am vrut, au plecat jucătorii pe care împreună cu Măldă am decis să plece. N-am avut nicio restricție din partea patronilor. Mi-amintesc de o declarație foarte simpatică pe care ai dat-o tu după ce ai plecat de la Astra și spuneai: domne, dacă am lucrat la Astra, pot să lucrez și cu Bin Laden, Dumnezeu să-l ierte, da? Vezi, doamne, vis-a-vis de, mă rog, mediu foarte tulbure care a fost acolo, e comparabil cu ceea ce s-a întâmplat la Hermannstadt? Perioada Astra versus Hermannstadt? Să știți că în primii ani petrecuți la Astra am avut liniște. Am avut și stabilitate din punct de vedere financiar. Odată cu problemele pe care domnul Niculae le-a avut și perioada în care a fost privat de libertate, era de așteptat că dumnealui nu se va mai ocupa de fotbal și că nu îl va mai interesa echipa. Probabil oricare dintre noi am fi procedat la fel. Cât despre Hermannstadt, nu. Aici chiar am avut liniște, am putut să-mi fac echipa pe care am vrut-o, am putut să aduc antrenorii pe care i-am vrut. Am făcut strategia așa cum am considerat eu că este mai bine pentru ca acest club să-și îndeplinească obiectivul. Deci, într-un final, pot să zic că sunt mulțumit de ce am realizat în anul ăsta și de condițiile pe care le-am avut, pentru că este extrem de greu la Liga a doua. Ioan Niculae, patronul de la Astra, tocmai ce a fost eliberat de închisoare în urmă cu câteva zile, ai reușit să vorbești cu el după ce s-a eliberat? Nu am vorbit, știu că s-a eliberat, știu că este bine, știu că își dorește liniște, dar în același timp, vorbind cu oamenii apropiați lui, mi-am dat seama că
fotbalul a rămas una din pasiunile dumnealui și cred că va reveni. Iar dacă va reveni, sunt convins că va reveni puternic. Prin urmare, informațiile sunt că Astra probabil va putea să se echilibreze un pic după ieșirea lui Ioan Nicolae, nu? Cam asta intuiești, nu? La cât iubește fotbalul domnul Nicolae și la cât iubește Vlad, băiatul dumnealui, fotbalul, eu am încredere că își va propune să promoveze în Liga a doua, după care în Liga a întâi. Dacă dumnealui va avea entuziasmul necesar, sunt ferm convins că în 2 ani vom vorbi de Astra așa cum vorbeam înainte. Mă întorc un pic la viitorul tău și se știe că în spațiul public se vehiculează de foarte multă vreme potențiala ta trecere la CFR Cluj. E o ofertă activă de la CFR Cluj în momentul ăsta pentru tine? Adică e o discuție de actualitate? Au fost discuții într-adevăr cu CFR Cluj. Am refuzat atunci pentru că aș fi dezamăgit foarte multă lume plecând de la Sibiu. Discuții cu patronul echipei, cu Neluțu Varga, am pentru că suntem prieteni foarte buni. La fel sunt prieteni și cu Bogdan Mara și cu Marius Bilașco. Ne cunoaștem de când eram copii. Ne întâlnim, vorbim, discutăm despre fotbal, discutăm despre obiectivele fiecarei echipe la care activăm. Dar nu pot să spun în momentul de față că am o ofertă de la CFR Cluj. Am avut, a fost o ofertă foarte bună. Am preferat să rămân la Hermannstadt și cred că am făcut cel mai bun lucru la momentul respectiv. Ei, aducându-l pe Cristi Balaj, au câștigat un campionat și ar fi nedrept să spun eu acum că că nu și-au făcut treaba. Și-au făcut treaba foarte bine câștigând campionatul, chiar dacă a fost un an greu și pentru ei. Ce va fi, scuză-mă, ce va fi, nu știu, vom vedea. În fotbal lucrurile se schimbă de la o zi la alta. Ai vedea o posibilă colaborare Dani Coman-Cristi Balaj pe diferite segmente de lucru administrativ la CFR sau ar fi cam două săbi în aceeași teacă? Fiindcă păreți oameni care mergeți cam, adică ați avea cam aceleași preocupări, să zicem. Haideți să vă spun un lucru. Eu cu Cristi, cu Balaj, mă cunosc, cred că, de când aveam 16-17 ani. Și mereu spuneam că o să ne terminăm cariera în același moment. E un băiat foarte deștept, un băiat echilibrat, un băiat care știe fotbal. De ce n-am putea lucra împreună? La un club ca CFR Cluj și la performanțele pe care le-a obținut în ultimii ani, la ceea ce înseamnă un club care joacă atât în campionatul intern cât și în cupele europene, eu cred că este nevoie de oameni capabili pentru ca acest club să progreseze și să își atingă obiectivele. Schimbăm un pic registrul discuției. Vorbeam înaintea interviului cu Mihai Anovski, da? Antrenorul care a însemnat enorm în cariera ta, antrenorul alături de care ai câștigat 3 titluri naționale la junior, da? În generația cu Mutu, Neaga, și îmi povestea și amintea de un episod interesant de la o semifinală a unui campionat național la Onești, un meci cu Timișoara, decis la penaltiuri, cu o întreagă nebunie, da? Cu Mutu, Neaga, care ratează primele lovituri și poate povestești tu mai departe, dacă ți-amintești. Da, îmi amintesc cu plăcere de acel meci, când și Adrian Mutu și Adrian Neaga au ratat penalti, iar eu, apărând 3 penaltiuri atunci, am reușit să trecem mai departe. Și dacă tot a venit vorba, vreau să spun că nici acum n-au dat cafeaua aia pe care au promis-o de atunci. Mutu și Neaga, că amândoi, i-ai salvat atunci, da? Amândoi. Păi asta povestea Mihai Anovski, că Mutu și Neaga au venit în spatele porții și aproape că te implorau să-i salvezi. Ei știau ce i-a aștepta la vestiar în cazul în care pierdeam acea semifinală. Ce pot spune, a fost o perioadă extraordinară, perioada copilăriei, perioada junioratului. Aveam o echipă foarte bună, aveam un antrenor extraordinar pe Mihai Anovski. Am avut performanțe majore, dar trebuie să recunosc că nici eu, nici Mutu, poate doar Neaga, care era titular incontestabil,
la junior, dar nici eu, nici Mutu, până pe la vreo 14-15 ani, nu eram titularii la noi la grupă. După care, crescând și în vârstă și în valoare, antrenându-ne mult mai bine decât ceilalți, s-a făcut diferențierea. Povestești o întâmplare poate amuzantă cu Mutu, dacă ți amintești, că știu că el era cam tartorul de atunci, în ghilimele, da? Ai povestit la un moment dat o fază când ați încercat să driblați fugind cu camionul la un... La o... Sunt atât de multe, da, prostii pe care le-a făcut Mutu. Îți amintești vreun alt episod decât ăsta cu camionul, când v-a prins Mihai Anovski, că ați driblat turul acela prin pădure? A fost o întâmplare. Am avut un meci la echipa națională de junior la Constanța cu Turcia. Și eu cu Neaga și cu Mutu am zis, hai să mai stăm și noi o seară în Constanța. Și seara ne-au sunat că trebuie, a doua zi avea meci cu... La tineretul echipei FC Argeș. Și am zis, cu ce ajungem acasă? Că trebuia să fim neapărat a doua zi la meci, la ora 11 aveam. Și am luat noi trenul de la Constanța până la București. Și la București am ajuns la 12 fără 10 la metrou. Circula ultimul metrou, să luăm către autostradă, către Ocazie. Da. Și am ajuns la autostradă. Cine ne lua pe noi? Trei băieți cu gențile în spate. Ne-a luat un domn într-un camion în remorcă în spate. Plin de făină, cred că mi-amintesc episodul. Nu, plin de var. De var. Imaginați-vă cum am coborât noi, trei, venind de la echipa națională de juniori, 100 de kilometri mergând în remorcă plină cu var. Ați ajuns ca un fel de fantom așa acasă. Am ajuns, nu ne recunoșteam. Și a doua zi am câștigat și a dat Mutu gol. Bun, rămânem un pic în zona FC Argeș, da? Ai promovat, ai urcat la echipa mare, unde ai găsit un vestiar greu, da? Cu Jean Barbu, cu Vasile Popa, cine mai era? Bogdan Vintilă. Cum te-ai adaptat acolo în vestiarul ăla greu? Tu ai fost întotdeauna un tip mai cutupeu, așa? Erai de atunci așa un tip mai cutupeu sau nu chiar? N-am avut nicio problemă de adaptare și îmi amintesc că de când aveam 14-15 ani, domnul profesor Vasile Stan, antrenor de portari de la FC Argeș, m-a mai luat să mai fac antrenamente cu echipa mare. Bine, nu cu jucătorii, făceam separat, dar făceam acolo, într-un colț, și eram familiarizat oarecum cu ceea ce înseamnă Jean Barbu sau Vasile Popa. Am avut un noroc că atunci portarul titular al echipei era Bogdan Vintilă, un băiat de caracter, un băiat care pe mine m-a ajutat când eram copil, cu sfaturi și cu tot ceea ce putea el la momentul respectiv. Antrenor, țin minte că era domn profesor Halagean, Dumnezeu să-l ierte, și mi-am amintit și chiar vorbeam cu niște prieteni săptămâna trecută. Înainte de fiecare meci, ne dădea o foaie și un pix. Și scria, spuneți voi echipa pe care o considerați voi cea mai bună pentru meciul de mâine. Și eu, fiind copil, mi-era rușine să scriu. Cum să scriu în fața lui Vintilă? Și să te scrii pe tine. Da, să mă scriu pe mine. Și îl scriam pe Vintilă. L-am scris la un meci, l-am scris la două, l-am scris la trei și apoi la ședință. Băi, Comane, dacă vreau să te întreb și eu ceva. Da, domn profesor. Păi cum vrei să te bag eu, mă, în poartă pe tine dacă tu nu te treci pe foaie titular? Cum să te bag eu pe tine? Și de atunci mă treceam, indiferent de meci, mă treceam coman. Și m-a luat Vintila, păi. Cum te treci, mă, în fața mea? Păi tu că ești mai bun decât mine. Nu era bine nici cum. Da, o situație amuzantă. Da, apropo de Bogdan Vintilă, da, care a avut un rol important, da, în perioada aia pentru tine, te-a ajutat foarte mult, cum ai spus și tu acum, în diferite contexte. Un Bogdan Vintilă care peste an a ajuns antrenor, cu o experiență destul de tulbure la FCSB. Cum ai văzut tu toată această coabitare, Bogdan Vintilă, Gigi Becali, îl știi foarte bine, a plecat de acolo cu o imagine extrem de șifonată. Merita acest episod Bogdan Vintilă la FCSB? Crezi că a greșit că a făcut pasul respectiv? Nu știu dacă a fost o greșeală. A fost un loc de muncă, până la urmă a demonstrat că e capabil. Ceea ce îmi pare mie rău, îmi pare că e un băiat deștept și poate ajunge un antrenor foarte bun. Dar
s-a mulțumit întotdeauna cu puținul. Să fiu lângă casă, să fiu aproape de familie. Dacă vrei să ajungi antrenor mare, dacă vrei să fii conducător mare sau fotbalist mare, trebuie să faci și sacrificii. Ultimul episod de la FC Argeș, ai fost rezervă la un 0-7, 1-7, cum a zis Ilie Dobre atunci, la un 0-7 cu Celta Vigo, da, Bogdan Vintilă în poartă, tu ai fost rezervă, o amintire frustrantă, da, asta de la Pitești. Bine că n-am jucat, că era 17. 17. O echipă formidabilă avea Celta Vigo atunci, da, cu Salgado, cu Machelele, cu Mostovoi, grei. Mostovoi, Carpin. Da, grei. Echipă foarte bună. Țin minte atunci, înainte de meci, l-a întrebat Nea Silviu Dumitrescu pe Gâlmencea. Gâlmencea, poți să-l ții pe Penev? Da, Nea Silviu, cum să nu ții? A rupt în două, da. Minutul 20 a dat 3 goluri Penev. Avea o echipă extraordinară. Nu puteam să le facem față și dacă jucam 15 pe teren. Bun, Rapidul, începe experiența ta de la Rapid, da, în 2005, da, prima experiență, 2005-2008, perioadă care cuprinde inclusiv celebru traseu european cu celebra dublă cu Steaua, e una dintre marile păreri de rău, probabil, ale carierei tale, nu? Acea semifinală, acea dublă cu Steaua pierdută. De fapt, nu pierdută, fiindcă au fost două remize, da? Din păcate, nu v-au avantajat. Este adevărat, dar să știți că eu, indiferent de ceea ce mi s-a întâmplat în viață sau în carieră, pentru că viața și cariera mea întotdeauna a fost o cursă continuă cu obstacole. Eu am încercat să mă încarc pozitiv din orice mi s-a întâmplat, indiferent că a fost un lucru rău sau bun. Chiar și atunci am rămas totuși cu momentele frumoase petrecute pe teren, cu faptul că am ajuns în sferturile cupei UEFA, cum era denumirea de atunci a competiției. Și mă uit în urmă acum și îmi dau seama că am obținut un lucru extraordinar, că aveam o echipă bună, că aveam un antrenor bun, că aveam o galerie care ne susținea indiferent că jucam acasă sau afară. Nu-mi pare rău de nimic, nu-mi pare rău că ne-au eliminat Steaua. Asta e, au avut mai multă șansă, n-au fost mai buni decât noi. Doar că au avut mai multă șansă înscriind un gol în Giulești. Dar trebuie să recunosc că la momentul respectiv a fost, da, într-adevăr, o mare dezamăgire care ne-a urmărit mult timp. A fost o seară grea după aia, închipui, orele după meciul ăla. A fost o seară extrem de grea, pentru că nu e ușor să te elimine din competiție chiar Steaua, rivala pe care o ai în competiția internă. Dar acum, dacă mă gândesc, sunt mulțumit și sunt ferm convins că și colegii mei, foștii mei colegi, sunt mulțumiți de performanța obținută. Bun, ați avut atunci un traseu fenomenal, da, ați eliminat pe traseu, da, și Hertha, și Hamburg, da, astea sunt amintiri de neșters, îmi închipui. Sunt amintiri extraordinare pe care noi le-am trăit din teren de acolo, nu din tribună, nu din fața televizorului, de pe teren. Iar asta nu ai cum să le uiți, indiferent că au mai fost și eșecuri pe lângă rezultatele bune obținute atunci. Care ți-e cel mai drag moment petrecut la Rapid? Dacă ai putea să pui degetul pe unul singur, care ar fi acela? Cele mai frumoase momente sunt atunci când visezi că intri pe teren și te trezești și parcă lângă tine auzi galeria Rapidului cântând imnul. Mi s-a întâmplat de foarte multe ori să visez că intru pe teren și să aud galeria Rapidului. Alea sunt momentele cele mai frumoase și astea îți dau senzația că într-adevăr ai fost apreciat acolo unde ai lucrat. Chiar dacă între mine și galeria Rapidului la un moment dat au fost și discuții contradictorii, ne-am certat, suntem prieteni, ei știu că simt la fel ca și ei același lucru, că sunt rapidist și că susținem această echipă indiferent că unii mai suntem sau nu mai suntem acolo. Viața așa ne-a dus, dar sentimentele rămân aceleași.
Apropo de relația cu galeria, a fost recent un episod sensibil pe care l-a trăit chiar și Adrian Mutu, da, prietenul tău, aflat acum pe Banca Rapidului, când a fost chemat de galerie, invitat să înjure rivalii, nu a făcut acest pas, explicând că astăzi înjur pe ceilalți și mâine, dacă ajung în altă parte, voi fi obligat să vă înjur pe voi. Și nu voi face niciodată acest pas. A apărut un gest de mare echilibru din partea lui Adrian Mutu. Cred că și tu ai trecut printr-o asemenea experiență, nu? Probabil din cauza asta, și din cauza asta au apărut anumite scântei la vremea respectivă cu galeria, sau nu neapărat? Mie mi s-a părut un gest frumos făcut de Adrian Mutu și un gest care a dovedit că s-a maturizat, că este echilibrat și că dă dovadă de inteligență. Nu mai sunt timpurile care erau odată, nu mai suntem jucători să înjurăm echipele adverse. Lucrurile s-au schimbat, am evoluat și noi. Și de-aia chiar l-am felicitat atunci pe Adrian că nu a acceptat. Nici eu n-aș face. Dar și tu ai trecut printr-un episod similar, nu cred, la vremea respectivă. Eu am avut prima ceartă cu galeria Rapidului la un meci cu Steaua, când am greșit eu și au început fel și fel de voci prin tribună. După care episodul pe care l-am avut la Chiajna, când m-am dus să beau apă de la bară, m-au înjurat și am luat sticla și am aruncat în galerie. Atunci s-a încheiat povestea de dragoste. Da, dar să știți că mă întâlnesc frecvent cu băieți din galeria Rapidului. Chiar am fost la nuntă la Gigi Corsicanu acum 2 săptămâni. Am rămas în relații foarte bune. Repet, simțim aceleași lucruri, iar ei mă cunosc pe mine foarte bine și știu că eram irascibil, că aveam personalitate, dar că sunt rapidist și asta n-au cum să nege. Ai trecut și printr-o perioadă sensibilă, da? Când a trebuit, ai fost trecut așa la dat deoparte, da? Ai trecut prin câteva luni destul de sensibile la Rapid înainte să pleci de acolo. Cum ai trăit lunile alea când ai fost dat așa un pic deoparte, te pregăteai separat, nu te-ai simțit deloc confortabil, cu siguranță. Nu m-am simțit confortabil sub nicio formă. Am fost trimis la echipa a doua după o ceartă cu Constantin Zota, președintele clubului de atunci. După performanțele obținute, după sacrificiile pe care le-am făcut pentru Rapid să fie îndepărtat și trimis la echipa a doua, normal că nu-ți convine, dar mi-am dat seama că cea mai grea povară e recunoștința. Am încercat să trec peste, am avut și o accidentare urâtă la echipa a doua Rapidului, dar întotdeauna am zis că îmi revin, chiar și când eram copil și mai aveam accidentări, întotdeauna am zis că îmi revin și că îmi voi îndeplini obiectivele pe care mi le-am propus eu atunci. Apropo de episodul ăsta cu Zota, legenda care s-a derulat peste ani este aceea că i-ai aruncat aproape cu masa după el la disputa aia. A avut loc, într-adevăr, un episod de genul ăsta? Ceva gen cum a aruncat acum Ibra în vestiarul lui Milan, dar sigur în cu totul alt context. Asemănător a fost. Pe acolo, da. Adică dacă vedem episodul cu Ibra, cam pe acolo, nu? Doar că pe birou mai erau laptopuri, acte, ceva de genul ăsta a fost. Ce sentiment ai când îl vezi astăzi pe Asta nu înseamnă că jucătorii trebuie să facă la fel la fel. Ce sentiment ai astăzi când îl vezi pe Constantin Zota în postura unui analist, în postura unui om care dă sfaturi, în postura unui moralist, după ce la Rapid senzația este că a contribuit decisiv la căderea clubului în perioada când a lucrat acolo cu Peseiro, cu valul acela imens de contracte care acum vine cu acest proces pierdut, da? De cont. 600.000 de euro fix din perioada aia, din perioada Zota. Ți se pare normal acest tablou astăzi, revăzând lucrurile peste timp? Să știți că mulți ani singurul om pe care l-am urât în viața asta a fost Zota. Ți-am spus-o tot timpul că din cauza lui am plecat de la Rapid. Acum sunt liniștit. Nu îl mai urăsc. Deci poate să treacă pe lângă tine pe trotuar. Să stea liniștit că ne salutăm dacă trecem unul
pe lângă celălalt, pentru că m-au ocolit ani buni. Cât despre acea perioadă, nu știu dacă era zota de vină pentru ce s-a întâmplat. Am văzut și eu ce înseamnă să fii conducător de fotbal, să nu ai posibilitatea să plătești la timp jucătorii. Și n-aș vrea să spun, pentru că nu știu exact. Eram jucător și nu știu ce s-a întâmplat atunci. Ți se pare normal ca Rapidul de astăzi să pătimească de pe urma acelui Rapid? Și mă refer exact la episodul cu acest proces pierdut cu Julio Cezar, 600.000 de euro? Dacă ne uităm la ceea ce se întâmplă la Craiova lui Adrian Mititelu, e același lucru și acolo. Și ei sunt continuatoarea Craiovei, s-a demonstrat asta, și atunci când preiei o societate, preiei și active și pasive. Cu Ganea în ce relații mai ești? Te-ai împăcat și cu Ganea? Cum să nu, dar ce m-am certat cu Ganea? Că și cu Ganea există un episod la fel, undeva prin 2007, aceeași legendă spune că și cu Ganea ai avut așa un clinch. Aproape, v-au potolit colegii. E adevărată și legenda asta? Ganea, dacă toți suntem la momentul mărturisirii. Cu Ganea m-am întâlnit chiar acum 2 săptămâni. Am rămas prieteni, suntem prieteni. N-am avut decât când s-a întors el la Rapid atunci. Dar ce s-a întâmplat atunci în vestiară? Ți amintești episodul? De la ce v-ați aprins? Eu mă schimbam pe locul pe care el s-a schimbat prima dată, ceva de genul ăsta. O chestie asta de orgolii. A fost așa, o chestie de orgolii și să demonstrăm care e mai puternic. Da. Dar nu ne-am bătut, nu s-a întâmplat nimic. Cine ar câștiga la un meci de box în ring? Coman versus Ganea. După toate regulile artei. Coman, evident, nu? Doroftei a fost un boxer foarte bun. Dar niciodată nu putea să-l bată pe Tyson. Așa că nici Ganea n-are cum să mă bată. În ring, da. Și ultimul episod, și cu asta am trecut la lucruri mai frumoase, cu Prepeliță, în ce relații mai ești, că și cu el a fost un episod public de data asta, da, la un Steaua Rapid, când v-ați ciondănit serios, da? Prepeliță, pe care culmea l-a ajutat să-i foarte mult, da, când venise în București, știu că a locuit chiar la tine o perioadă, nu? Am rămas în relații bune. A fost un episod și trecând zilele mi-am dat seama că în tensiunea meciului, atunci ai și reacții ciudate. A regretat și el, am regretat și eu momentul respectiv. Suntem în relații bune, vorbim săptămânal la telefon. Și chiar mă bucur și îl felicit pentru performanța pe care a obținut-o cu FC Argeș, calificându-i în play-off-ul campionatului și făcând o echipă bună a campionatului Ligii 1. Mai puțin play-off-ul, da? Sunt limite pe care le au jucătorii, dar el a demonstrat că este un antrenor capabil și a dus această echipă cu niște jucători practic necunoscuți să se lupte cu cele mai bune echipe ale campionatului. Ai lucrat cu Bergodi la Rapid, cred că nu erai chiar titular în perioada aia cu Bergodi, dar bănuiesc că l-ai cunoscut destul de bine. Un Bergodi care, iată, acum cucerește Cupa României cu Sepsi. Cum ți se pare ascensiunea acestei echipe din Secuime cu Cristiano Bergodi pe bancă? Am lucrat cu Mister, ca așa îi spuneam noi, lui Bergodi. Chiar l-am felicitat după performanța obținută. Mă bucur din suflet pentru el, pentru că în afara faptului că este un antrenor bun, este și un om de mare caracter, un om pe care eu l-am apreciat și o să-l apreciez toată viața pentru modul cum s-a comportat cu mine când au fost discuțiile cu conducerea administrativă a clubului Rapid. Mie mi-a plăcut întotdeauna Sepsi, mi-a plăcut modul cum gândesc oamenii de acolo, au susținere financiară, au stabilitate, își plătesc angajații, jucătorii, antrenorii și plătesc la timp. Și eu cred că în câțiva ani se vor lupta pentru câștigarea campionatului. Cu Șumudic ai fost și coleg, da? Ai fost și elev, da? La Vaslui. La Vaslui. La Vaslui, da? O experiență exotică, mi-nchipuia, în Moldova, da? Sub aripa lui Porumboiu, când avea vise uriașe. Să știți că
Mi-a fost foarte greu, mi-a fost la început când m-am dus la Vaslui. Dar după 2-3 luni de zile cunoșteam jumătate din Vaslui. Nici nu era greu, da? Și chiar m-am simțit bine acolo, m-am simțit apreciat. Până la cearta pe care am avut-o cu Neadi, cu Porumboiu. Cu Șumii. Cu Șumii, orice zi petrecută e o întreagă aventură. Adică nu... Indiferent de starea pe care o ai, indiferent dacă ai probleme sau nu, el te bine dispune, el te motivează. Un stand-up comedy permanent, el, da? El te încarcă pozitiv. Noi am avut rezultate bune, chiar dacă putem spune că se putea și mai bine. Că așa suntem noi, românii, ne gândim doar, ne uităm doar de la noi în sus, nu ne uităm și de la noi în jos. Dar a fost o perioadă frumoasă, să știți, la Vaslui. Cel puțin prima perioadă a fost frumoasă. Reamintești un pic, rememorezi un pic de la ce a pornit povestea cu conflictul cu Porumboiu? O poți reactualiza în câteva cuvinte, te rog? Prima discuție pe care am avut-o a fost cu Ciprian Damian, cu președintele clubului, cu care ulterior și domnul Porumboiu s-a certat. Nu știu, ei m-au considerat poate un jucător de-a lor, de acolo, care dacă spunea că e noapte afară, trebuia să spună și jucătorul că e noapte. Eu n-am putut face. Eu tot timpul ce am avut de spus, am spus, indiferent că a fost domnul Porumboiu, domnul Copos, domnul Dinu Gheorghe sau oricine altcineva. Și poate asta a deranjat că aveam personalitate, că eram un factor de decizie în vestiar, că se ținea cont de ceea ce spuneam eu și îi deranja pe unii, că le luam din putere. Ai lucrat așa, Copos, da? Nicolae Brașov, Porumboiu, Nicolae Ploiești, ulterior în postura de conducător și de jucător, da, pe finalul carierei. Dacă ar fi să faci un top 4 al acestora, pe cine, care ar fi ordinea lor? Ia-o ca pe un joc. Ar fi nedrept să fac un top. Ce pot spune că m-am certat cu toți. Tocmai din cauza personalității tale, da? Da, cu toți am rămas prieten. Chiar și cu Ion Niculae de la Brașov. Am rămas în relații bune. Cu mine a fost foarte corect. Nu știu ce s-a discutat despre dumnealui, dar cu mine a fost foarte corect. În ce sens? Din punct de vedere financiar. N-am avut nicio problemă, chiar și când am plecat. Mi-a plătit ce aveam de plătit și n-am avut nicio restanță acolo. Cu domnul Copos nici n-aveai cum să te cerți. E reală povestea asta cu zgârcenia lui Copos sau ține tot de legende? Adică dacă putea să te ardă la 50 de lei, te ardea, nu? Dar nu e vorba de asta. E vorba că n-aveai cum să te cerți, pentru că nu se certa. El venea, când venea și spunea, băi, Dani, tu ești cel mai bun, tu ești cel mai frumos, trebuie să-ți cauți echipă să pleci. Știai că el nu era omul care era să spună. Era pe dos, da? Nu era omul care să spună, băi, Coman, ai greșit, gata, te dau afară. Nu, venea și spunea frumos, tu ești cel mai bun, tu trebuie să joci în echipa națională. Gata. Trebuia să suni impresarul imediat. Trebuia, a doua zi trebuia să-ți cauți echipă. Domnul Ioan Niculae de la Astra, un tip mai impulsiv, care mai ia decizii de moment. Și eu am avut discuții contradictorii cu dumnealui când am fost președinte la început, dar în același timp era un om cu care puteai discuta orice, în afara stadionului, deci orice, te asculta, îți dădea sfaturi. Un om, repet, total diferit de ceea ce vedeți la televizor după meciuri. După meciuri, influențat de oamenii de lângă el, mai lua decizii de moment. Au fost momente în care te suna și îți sugera tot felul de minuni, poate chiar în timpul meciului? A fost un moment la un meci cu Poliaș, când m-a sunat și mi-a zis, Dani, nu vă uitați la Lulacu, că nu joacă nimic, râde lumea de noi, scoteți-l din teren. Și a zis că nu-l scot. Și minutul 81 a dat Lulacu gol. Și am bătut 1-0, da. Și s-a închis. Și apoi m-a sunat și mi-a zis,
tu să-ți vezi de treaba ta, că eu poate te mai sun, că nu știu ce. Și a făcut autocritica, da? Da, și nu m-a mai sunat niciodată, că știa, stăteam la 10 meci scaune de dumnealui, dar nu m-a mai sunat. Voia să mai îmi zică ceva, dar îi ziceam că vorbim după meci. La vânătoare te-a invitat vreodată? Nu m-am dus pentru că n-aș putea. Ți-era frică să nu te împuște sau ce? Nu, dar nu. Nu poți să vezi animalele sau ce la ce te referi? Nu pot, nu pot să văd animale murind sau să mai sensibil din punctul ăsta de vedere. Câte operații? Ai trecut prin 8 operații, 9 operații, nu? Am avut 8, 9 și m-am hotărât să fac 10, să nu mă încurc la numărătoare. 10 operații am. Care e ultima pe care ai avut-o? Care a fost? Ultima operație este la genunchi, la stâng. În perioada în care erai încă jucător sau ulterior? Nu, ulterior. Nu. Ești practic paradit, da, din punctul adică de vedere. Dacă vrei să mă prind după tine tot București, iei un magnet și... și gata, da. Care a fost accidentarea care te-a consumat cel mai rău în toată perioada asta? Cea prin care, din cauza căreia ai pierdut europeanul? Ai avut atunci o problemă la un deget, nu? La degetul ăsta, care și acum a rămas la fel. Nu-l mai poți, nu mișca, nu? Pot, îl îndrept așa, da, se duce... Dar singur nu-l poți mișca, nu? Nu. Vai. Și mai e și ăsta care e degeaba. Degeaba. Deci, practic, degetul mare de la mâna stângă, de la nu? Stângă, și degetul mic de la mâna dreaptă. Bine, au fost mai multe, dar mai sunt operate, mai... Bun, deci care a fost accidentarea care te-a consumat cel mai rău? Asta a fost accidentarea care m-a consumat mental cel mai mult. Îmi doream extrem de mult să ajung la campionatul european. La momentul respectiv meritam, pentru că am avut o perioadă bună în campionatul intern, chiar și la echipa națională. Bun, era Lobonț, care era un nivel peste toți din generația noastră, dar... cred că meritam să ajung acolo. Am ajuns că am avut această accidentare. Te-ai uitat cu sufletul strâns, bănuiesc, la meciurile acelea de la europene. E greu. Sau ți-ai pus plapuma așa în cap, nici nu ai vrut să le vezi. Nu, m-am uitat. Nu, eu am trecut, un tip echilibrat, am trecut ușor peste orice eveniment, indiferent că a fost de bucurie sau de tristețe. Am încercat să fiu echilibrat, să depășesc momentul. Dar e neplăcut când muncești an de an, și îți dorești să ajungi acolo și nu o poți face din cauza unei accidentări, dar asta este viața, mergem înainte, cu bune și rele. Vorbeam mai devreme, am introdus în discuție și ideea de impresar, tu l-ai avut ca impresar pe răposatul Dumitru Tudor, da, Ciorbă, o vreme, n-ai lucrat niciodată cu frații Becali, nu? Am avut mai multe discuții și cu Giovanni și cu Victor, dar nu am avut niciodată semnat cu ei. De ce? Ai simțit că n-aveți chimia necesară? Sau tot chestie de două personalități care se ciocneau? Nu, dar nu eram eu la nivelul jucătorilor pe care impresarii au dumnealor la momentul ăla. Erau cu Mutu, Chivu, Lobonț, nu eram eu de nivelul lor. Și atunci nici ei nu cred că au văzut în mine posibilitatea de a face un transfer așa cum o făceau ei. Poate și lipsa unui agent care să te ajute foarte tare a contribuit la faptul că nu ți-ai trecut pe CV și un club din străinătate, că oportunități presupun că au existat. Știu, e adevărat că au fost oferte de la Bordeaux și Standard la un moment dat? Da, da, au fost și de la Bordeaux și de la Standard și de la Hertha Berlin și de la Levante. Uh-huh. Am avut oferte, dar tot timpul ne-am lovit de partea financiară. Cerea clubul prea mult, probabil, da, la moment. Cerea domnul Copos bani mulți atunci că trebuia să-și renoveze hotel. Cam cât cerea pe tine? Ți-aduce aminte cam ce preț pusese pe capul tău, să zic 2 așa? 2 milioane jumătate a cerut atunci și oferau vreun 1.200.000, parcă 1.300.000. Cine, Bordeaux sau Levante. Deci, practic, de Levante ai fost cel mai aproape. Cel mai aproape am fost, cel mai aproape. Discutasem, aveam precontractul făcut prin... Adrian Ilie venise oferta. Deci era practic o diferență cam de 1.000.000 de euro între cerere și ofertă. I-ai bătut obrazul la un moment dat lui George Copos pentru povestea asta? Nu, i-am bătut niciodată, nu. Eu tot timpul am luat partea pozitivă. Nu știu ce se întâmpla cu cariera mea dacă nu veneam la Rapid. Am avut sprijinul și al domnului Copos atunci când am venit. Au dat bani pe mine
la Pitești și am încercat să nu mă gândesc la ce am pierdut. Ce am pierdut, am pierdut, s-a dus. Mă gândesc ce fac de acum încolo. Ai avut în carieră o paranteză despre care puțină lume știe, experiența de la Rocarda, unde ai jucat doar 6 luni. Povestește-ne un pic cum ai ajuns acolo și ce a însemnat experiența asta de la Rocard, fiindcă toată lumea îl știe pe Dani Coman de la Rapid, de la Argeș, de la Vaslui. Există această paranteză Rocard acolo pentru... La Rocard am plecat când am fost dat afară de la FC Argeș. De ce? Și eu și Adrian Neaga și Nicolae Dică am fost dați afară că au zis că nu suntem buni. N-aveți valoare. Pentru fotbalul piteștean și că nu avem valoare pentru echipa respectivă. Eu am plecat la Rocar București, ei au plecat la Dacia. Ulterior s-a dovedit că toți am ajuns în echipa națională. 6 luni exotice la Rocar, nu? Au fost 6 luni. Soiu, nu? 6 luni în Liga 2, 6 luni în care am promovat și ca jucător. Cu jucătorii, noi eram copii, eram cu Dan Alexa, stăteam în cameră. Eram copii, acolo erau jucători cu Macavei, Tinel Petre, jucători cu experiență, jucători cu sute de meciuri în prima ligă. Din perioada Rocar știu că ai povestit la un moment dat că Alexa era un fel de impresar al tău, da? În lupte din acestea mai de gang, da? Tu fiind doroftei, da? În perioada respectivă și Alexa impresarul tău. Poți povesti una dintre luptele astea pe care le-ai făcut în perioada respectivă? În viața mea am făcut și lucruri de care nu sunt mândru. Iar... Și în acea perioadă, din cauza neajunsurilor, am făcut și prostii. Nu vreau să-mi amintesc de lucrurile pe care le-am făcut, n-aș vrea să dezvoltăm acest subiect, pentru că fetița mea vreau să citească doar lucruri bune despre mine. Bun, hai să citească atunci despre echipa națională, dacă ești de acord, da? Și poate citi despre 1-0 cu Spania, gol Marica la Cadiz, Dani Coman în poartă, unul dintre rezultatele remarcabile ale echipei naționale, da? Când îți cântă imnul, când îmbraci tricoul echipei naționale, aș putea spune că e maximum ce poți obține ca fotbalist. Ceea ce s-a întâmplat în Spania atunci, n-am să uit toată viața. A fost un meci extraordinar. Amical, nostru, să spunem, da? Amical, încununat și cu un succes în fața unor jucători care mai joacă și acum, dacă ne uităm la Ramos și... jucători de mare valoare, Casillas în poartă, Morientes, David Villa, jucători extraordinari. Dar cel mai bun meci al meu de la echipa națională, eu consider că a fost meciul din Franța, 1-1. Cu Răzvan selecționer, da? Răzvan selecționer, cu niște adversari extraordinari. Thierry Henry, Benzema, Ribéry, jucători care joacă și acum. Uitați-vă, Benzema, ce înseamnă Benzema la Real Madrid? I-a dus, practic, le-a salvat un întreg sezon. A salvat un întreg sezon, a dus Realul în finala Ligii Campionilor și să sperăm că o și câștigă. O și câștigă. Bun, a fost ultimul tău meci la echipa națională, tot cu Răzvan Lucescu, 0-5 cu Serbia. În oglindă față de acel 1-0 cu Spania, da, unul dintre rezultatele inexplicabile și astăzi pentru mulți, ce s-a întâmplat la Belgrad? Ce ar răspunde Dani Coman astăzi? Ce s-a întâmplat la Belgrad? Fiindcă în jurul acelei partide au fost enorm de multe discuții, da, Kiev a fost eliminat, Mutu a plecat după meci la celebra petrecere cu Bata Cancan, da, și a ieșit o întreagă poveste, au fost semne de întrebare, inclusiv Răzvan Lucescu în diferite ieșiri publice a ridicat așa discret niște semne de întrebare vis-a-vis de aportul câtorva jucători. Cum a fost? Cred că în prima fază a fost o lipsă de motivație a multor jucători. Probabil
se gândeau la echipele de club sau la ce se va întâmpla după meci. N-aș vrea să dau nimeni pentru că nu am argumente. Dar a fost un eșec usturător al echipei naționale. Atât te mai întreb. Crezi că Răzvan ar avea motive și astăzi să-și ridice anumite semne de întrebare legat de meciul ăla? Așa, cu feeling-ul tău de jucător cu care simte lucrurile, da? Cu feeling-ul tău de conducător de astăzi, ar avea motive să-și pună și astăzi semne de întrebare vis-a-vis de acel 0-5 cu Serbia? Eu nu cred că se gândește Răzvan la astfel de lucruri și nici eu nu mă gândesc. Și tot aud în jurul meu și în jurul fotbalului din România că se joacă la pariuri, că da, aia s-a întâmplat nu știu ce meci, că se discută. Eu nu mai sunt timpurile care erau odată. Nu își mai asumă nimeni să mai vorbească cu un arbitru, să mai vorbească cu jucători. Eu niciodată nu m-am gândit că m-ar putea vinde un jucător. Nu mă gândesc, poate greșesc, dar nu mă gândesc că mă poate vinde un jucător. Bun, dar povestea asta cu pariurile este într-adevăr o plagă, da? E o problemă majoră la nivel internațional și inclusiv în România avem exemple concrete, da? E un mare pericol. Simți lucrul ăsta acum din postura de conducător? Simt că a devenit o industrie. Mafia pariurilor, așa cum e denumită. Dar în același timp, repet, eu m-am dus la Hermannstadt și m-a interesat să aduc jucători de o anumită calitate umană. Nu m-a interesat să aduc mari jucători, pentru că știam că n-am cum. Și atunci am încercat să fac un grup unit. Și împreună cu Mălda am reușit să facem un grup unit. De-aia nici nu vreau să mă gândesc că ne-ar putea vinde jucători. Un moment interesant pe care iarăși l-ai trăit ca jucător, Shakhtyor Rapid 0-1 în 2005, da? Lucescu versus Lucescu, da? A fost o partidă emoționantă din punctul ăsta de vedere, da? Măldărășanu, da, ajungeam la Măldărășanu, golul Victor Mitrovic 87, da. A fost un meci foarte bun al nostru, un meci în care nici noi nu știam. Nu înțelegeam practic cum e să joci Răzvan Lucescu contra tatălui pe stadionul lor la Donetsk. Era o încărcătură aparte, da? Era o încărcătură aparte, da, și nu puteam descrie nici noi. S-auzeau tot felul de bârfe, că trebuie să se termine egal, să mergem mai departe amândouă, că... În fine. L-am văzut pe Răzvan după meci și nici nu știam ce să facem. Noi ca jucători, dacă să ne ducem, să ne bucurăm cu el, îi vedeam, el era și fericit, dar îl simțeam că nu se putea exterioriza, nu se putea bucura în detrimentul tatălui. Erau sentimente ciudate așa și cred că cel mai greu i-a fost lui Răzvan, deși Nea Mircea a venit, l-a încurajat, vă amintiți conferința de presă când a venit și l-a pupat pe cap. Da, dar sunt momente emoționante, chiar și acum, când mă gândesc la reacțiile pe care le avea Răzvan. Îți vine să crezi că Mircea Lucescu încă mai antrenează? La cum îl cunosc, ne-am intersectat de câteva ori la cât de mult vorbește despre fotbal, nu mă miră nimic și o să-l vedeți și pe Hagi, la 75 de ani, la fel, tot antrenând. Pe bancă, da. Antrenând, pentru că și Hagi la fel. Ne-am întâlnit de foarte multe ori și la hotel, la Iachi, hotelul pe care îl are, și indiferent unde duci discuția, vorbește despre fotbal. Și dacă vorbim despre parchetul ăsta, cum e pus, el găsește un sistem 4-3-3, că seamănă cu sistemul 4-3-3. Sunt oameni care respiră fotbal și nu pot fără, indiferent ce ar face. Sunt deja o serie întreagă de zvonuri, de discuții în spațiu public și în culise vis-a-vis de viitorul pe termen mediu și lung al lui Dani Coman, vis-a-vis de potențiala ta prezență în fruntea federației sau a ligii la un moment dat. E un proiect pe care îl iei în calcul? Am și declarat acum ceva vreme că eu nu intru în cursele decât în cele pe care le câștig.
sau în care mă pot lupta cu șanse reale să le câștig. La Federația Română de Fotbal n-aș avea nicio șansă. Trebuie să recunosc că din punct de vedere managerial, Răzvan Burleanu e un foarte bun manager. Chiar am spus-o, e prima oară când votăm cu el și clubul la care activez a votat cu Răzvan Burleanu. Până acum n-am făcut-o. A fost și unicul candidat, scuză-mă. Adică n-aveai pe cine să votezi pe altcineva. Puteam să ne abținem. Da. Până acum n-am făcut-o, dar în toți acești ani în care Răzvan știa că n-am votat cu el, niciodată nu am avut niciun impediment în a intra în federație, n-am rezolvat problemele, niciodată nu s-a pus problema ca el să zică sau să aibă un gram de ranchiună că nu am votat cu el. Nu, tot timpul m-a tratat exact ca pe oamenii care au votat și care au fost tot timpul lângă el. De-aia am cuvinte de laudă la adresa lui și sunt convins că în mandatul ăsta va face mult mai mult și din punct de vedere sportiv. Din punct de vedere financiar și ca manager, cred că a demonstrat că e un foarte bun manager. Îți place însă cum arată fotbalul românesc în general în mandatul lui Răzvan Burleanu, cu foarte multe probleme, inclusiv la loturile naționale, că dacă reducem discuția strict la asta, da, federația există acolo în special pentru loturile naționale, da, dincolo de alte proiecte colaterale. Dacă ne uităm inclusiv pe la fotbalul feminin, pe la rezultatele de pe la junior, nu mai vorbesc de echipa mare, tabloul nu arată strălucit deloc, din contră. Asta spuneam mai devreme și sunt și cred că în mandatul ăsta va face mai mult din punct de vedere sportiv. Din punct de vedere financiar, federația arată foarte bine. Din punct de vedere sportiv, să sperăm că în mandatul ăsta vom avea rezultatele pe care ni le dorim cu toți. E, nu frustrant, e bizar că în anul 2022, la alegerile de la federație și la alegerile de la ligă, există un candidat unic votat în unanimitate. Spuneam deseori că Ceaușescu ar fi realmente invidios, da, pe Burleanu. Nu e un tablou tocmai plăcut, dar spune ceva lucrul ăsta totuși, nu ți se pare? Sunt mai multe aspecte de discutat. Unul ar fi că îți dai seama că n-ai nicio șansă să câștigi. Doi ar fi că încă nu ești capabil să te lupți cu cei care sunt conducătorii federației sau ai ligii. Trei ar fi că poate mai ai nevoie de experiență să acumulezi pentru a putea candida. Și eu, și pentru mine e un obiectiv acela de a candida. Când? La federație, la un moment dat, da? Nu știu, federație, ligă, e un obiectiv. Când? Nu știu, deocamdată nu sunt pregătit. Și sunt conștient că nu sunt pregătit pentru a conduce federația sau ligă. Bun, ai la dispoziție cel puțin 4 ani la federație sau cel puțin 5 ani la ligă, da? Că atunci vor fi următoarele alegeri. În 5 ani o să fiu capabil. O să fii capabil, da? Adică te gândești mai degrabă la ligă, da? Că 4 ani sunt la federație, da? Bun, am mai aflat ceva între timp. Te surprinde faptul că Rădoi, după ce a plecat de la echipa națională, a rămas fără contract atât de mult timp? Dacă aș fi patron, dacă aș avea bani, dacă aș avea stabilitate și mi-aș propune obiective mărețe, să câștig campionatul, să joc în cupele europene, să-mi fac un proiect pe 3 ani, pe 5 ani, ar fi primul antrenor pe care l-aș lua. Am fost adversar tot timpul. Suntem prieteni acum, ne întâlnim, am fost colegi la echipa națională. Pentru mine, Rădoi este și un băiat de caracter și un viitor mare antrenor al României. Mie mi-a plăcut extrem de mult cum a gândit el fotbalul la echipa națională, dar echipa națională înseamnă altceva. La echipa de club, cred că și-ar pune mult mai mult în practică mentalitatea pe care o are
viziunea pe care o are despre fotbal lucrând zi de zi. Pare prea pretențios și din cauza asta nu și-a găsit încă un contract? Poate fi asta un argument? Eu nu cred că e prea pretențios. Eu cred că le teamă conducătorilor să-l contacteze. Dar la cât de mult îi place fotbalul, repet, eu dacă aș fi la un club cu stabilitate din punct de vedere financiar și cu obiective îndrăsnețe, ar fi primul antrenor pe care l-aș lua. Te-a surprins faptul că CFR a luat titlul ăsta gâfâind cumva? Nu m-a surprins și vă spun de ce. Știu cam tot ce se întâmplă acolo. Știu investițiile pe care le-a făcut Neluțu Varga. Toți ne-am dorit să jucăm ca Barcelona, să jucăm ca Real Madrid, să facem câte 30 de pase, 50 de pase până a marca. Și asta este calitatea principală a lui Dan Petrescu. A văzut ce fel de jucători are, antrenează ceea ce pot oferi jucătorii respectivi și an de an el câștigă campionatul. Chiar dacă nu ne place fotbalul pe care îl joacă, el are un obiectiv, acela de a câștiga. Și nu pot decât să-l felicit pentru... Cum nu contează, da? Scopul scuză mișloacele. Până la un punct, sigur. Până la un punct. Dacă ai jucători de un anumit nivel și vezi că aia pot oferi, aia trebuie să antrenezi. Nu poți să îl antrenezi pe Dani Coman să iasă pe centrării și să dea din voleu. Nu poți, că nici eu nu pot oferi asta. Era amuzat uneori în anumite momente în care Dan Petrescu iese cu acelea declarații în care se lamenta de absolut orice, da, a devenit proverbial, da, pentru discursurile astea ale lui de genul ăsta. Și dacă ai putea comenta un pic, te rog, inclusiv episodul de la petrecere în care au fost acele scandări care n-au părut tocmai la locul lor. Sunt momente, grea întrebare. Și momente în fotbal. Și noi mai scandam când eram jucători. Poate și antrenorii de atunci mai scandau cu noi când scandam noi. Nu sunt de acord. Clar, nu sunt de acord cu ele. Și n-aș mai face-o. Sunt conducător, am o anumită vârstă, n-aș mai face-o. Dar sunt greșeli pe care trebuie să îi le acceptăm, că e plăcut să ai un antrenor ca Dan Petrescu în campionatul românesc. Ar trebui să-l susținem mai mult, pentru că ar fi mai greu fără el. Dar e neplăcut ca la ultima etapă, da, să vezi cum practic se autorecuză de pe bancă. Ăsta e un episod care nu-i face cinste. Nu știm ce s-a întâmplat și am înțeles că au fost alte probleme, că ar fi avut alte probleme și de-aia nu a mers la meci. Dar nu știu exact și nu vreau să vorbesc. Care dintre porecle ți s-a părut cea mai apropiată de suflet? Robocop, Spider-Man, Comănilă? Ți s-au pus tot felul de porecle de-a lungul vremii. Comănilă mi se spunea de la 8 ani. Neaga cred că a fost primul care mi-a zis. Robocop mi-au zis cei din Garelia Rapidului și atunci când mă înjurau tot așa îmi spunea. Ok, îți propun, apropo de capitolul ăsta, îți propun un joc, da? Știu că lui Mutu în perioada junioratului se spunea Brontozaurul, da? Puțină lume știe detaliul ăsta, cred că chiar tu la un moment dat ai povestit. Dar noi mai răsfățeam, îi spuneam Broni. Broni, ok, deci era un pic mai soft, da? Îți propun următorul joc. O să-ți dau câteva nume de foști colegi. Să încercăm să le punem așa câte o mică poreclă la fiecare. Ia-o ca pe o provocare, da? Daniel Nicolae. Petre Cărețul. Pancu. Talent. Nu, cred că trebuia invers, nu? Nu, Nicu era cu toate, el era organizatorul de petreceri la noi. Am văzut că a cântat și la deschiderea stadionului. El era sufletul, da? Vestiarului. El organiza după meciuri, unde mergem la restaurant, câți mergem, cine merge cu soții, cu prietene. El era... Măldărășanu. Ai grijă să nu speri antrenorul, da?
Măldărășanu, tactician. Zicu. Zicu, talent neșlefuit. Săpunaru. Un tembel. Capitanul Rapidului. Facem aici o paranteză la Săpunaru. Momente neplăcute pentru în finalul ăsta de sezon, cu episoade dure pe care tu poate le vezi într-o altă cheie, da? Fiind cam din același aluat, da? Ai fost tu un tip aprins, da, în multe momente, ceea ce se întâmplă și cu Săpunaru în finalul ăsta de sezon, nu prea a dat bine. Ești de acord? Încă nu s-a făcut băiat mare și el. Tot mai copilărește. A greșit? A greșit foarte mult. Nu poți, ca și capitan al Rapidului, să ai reacțiile alea. Bun, vrem să le arătăm suporterilor că suntem rapidiști. Ei știau de Săpunaru că e rapidist. El, ca și capitanul echipei, trebuie să-i strângă pe ceilalți în jurul lui. El trebuie să tot timpul să fie pozitiv. Păi ce să învețe Rareș Bilie? Să sară și el meciul următor să se bată cu cineva? Nu, eu consider că a greșit, dar Săpunaru e Săpunaru, e sufletul nostru. Nu? Crezi că se va mai pondera atunci când va deveni antrenor, că urmează cursurile la Chișinău, am înțeles, da? Îl vezi altfel pe bancă, pe Săpunaru? Mutu cum era? Mutu era vreun băiat cu minte. E adevărat. Și o metamorfoză acum, incredibilă, într-adevăr, și la Mutu. Acum e un băiat echilibrat, un băiat liniștit. Mirel Rădoi, cum era Mirel? Că ieșea tot timpul la bătaie, sânge, da? Pe picioare, pe mâini, a spart geamuri. Celebrul episod de la Bistrița. Dacă bun, și acum cum este Mirel? Total diferit. Ganea? Un nebun cu suflet mare. Nae Constantin. Și el promovat cu Petrolul, da? Nae polivalentul. Juca orice post și acum și antrenor. Îndoie. Grav la îndoie, da? E grav că stătea numai prin discoteci. Petrecărețul 2, da? Da, știa toată lumea. Știa toată lumea. Își asuma. Îndoie pleacă. Da, își asuma. Cum îi spunem în îndoie? Ce îi transmitem? Ce îi transmitem? Cântărețul. Că chefiul. Îi plăcea să cânte, îi plăcea... Un singur nume îți mai dau, Stanciu, cu care iarăși ai fost coleg la Vaslui. Credeam că Daniel. Nu, Nicușor. Nicușor era copilul lui Sân Mărtean, era. Și am rămas dezamăgit de el când a avut nuntă și nu l-a chemat. Eu știu cât l-a ajutat... Stanciu pe Sân Mărtean, nu l-a chemat. Da, uh-huh. Eu știu cât l-a ajutat Lucică. Noi îi spuneam briliantul lui Sân Mărtean, că din punctul meu de vedere... Păi briliantul era Mutu. Din punctul meu de vedere, Sân Mărtean este cel mai talentat jucător lângă care m-am antrenat și lângă care am jucat. Peste tot ce am întâlnit eu. Și peste Mutu? Peste tot ce am întâlnit. Aoleu, să se supere Adi, să știi. Și dacă se supere... Treaba lui. E treaba lui. Oricum are să-ți dea o cafea, da? Apropo de începutul discuției, da? O să-i reamintesc. Bun, te-a surprins, apropo de Stanciu, alegerea lui de a merge acum în China? M-a surprins, că eu cred că avea o situație financiară bună, ar mai fi putut oferi mult echipei naționale și fotbalului în general. Dar nu întotdeauna... aspectul sportiv depășește aspectul financiar. Ai fost un portar remarcabil, știi cu ce se mănâncă viața asta de portar. Te surprinde acum, te surprinde opțiunile lui Ionuț Radu, care la un moment dat părea pe val, preferă însă să rămână rezervă la Inter, da, așteptând potențiala ieșire din scena lui Handanović, care nu se mai întâmplă, face gafa care costă titlul pe Inter, din păcate, da, pare într-o fundătură în momentul ăsta, ești de acord?
E clar că e pe o pantă descendentă. Păcat că alege să stea la Inter rezervă și să aștepte rândul. Nu îi va mai veni după greșeala pe care a făcut-o. Și atunci te gândești, ce fac? Vreau să merg în altă parte să joc, ca și cariera mea să fie mai lungă, sau mă bucur că iau niște bani, că sunt la Inter, dar peste 3 ani mă duc în Serie B. Din punctul meu de vedere, aș pleca și nu aș pleca împrumut. Aș pleca să joc 2 ani de zile la orice altă echipă care nu are presiunea rezultatului și a vreunui trofeu. Genoa a fost o variantă bună pentru el, nu? Iar eu cred că dacă va pleca, va ajunge iarăși la echipa națională. Dar a pierdut un tempo destul de mare. A pierdut, da, are timp, că e tânăr și e un portar bun, un portar cu calități. Niță, 34 de ani, da, vom merge pe mâna lui cu certitudine și în campania care stă să înceapă în Liga Națiunilor, nu va mai duce însă mult. Cine ți se pare în momentul ăsta candidatul numărul 1 după Niță? Niță a ajuns la echipa națională. Niță a avut o poveste de viață complicată. Băiatul ăsta merită tot ceea ce îi se întâmplă. A ajuns să câștige bani, a ajuns într-un campionat bun, a ajuns la echipa națională, a ajuns doar prin multă muncă, multă muncă, multă dăruință, sacrificiu, suferință, da? Corectitudine. Și răbdare în multe momente. Și răbdare, deci merită tot ceea ce îi se întâmplă. Este adevărat, în momentul de față ne putem bucura de evoluțiile lui Niță, pentru că noi chiar ne-am bucurat și de ceea ce a oferit Tătărușanu, apoi Niță. Ce cred eu că vine din spate, Mihai Popa de la Voluntari, cred că va ajunge cel puțin la nivelul lui Tătărușanu. Uh-huh. E un portar extraordinar, un băiat de o calitate umană incredibilă și sunt convins că el va fi viitorul portar al echipei naționale. Adică după Niță îl vezi pe Popa, da? Candidatul number one, după părerea ta. Mai sunt portari buni, mai îl avem pe Moldovan de la Rapid, Aioani de la Faru. Târnovanu, care chiar e convocat acum pentru următoarele acțiuni. Da, m-a apărat foarte bine, dar eu cred că Popa va fi în 2 ani de zile peste toți. De ce spui lucrul ăsta? Ce te captează în mod special la el? Îl cunosc încă de când avea 17 ani. Nu sunt subiectiv că l-am ajutat cu sfaturi și așa mai departe, dar cred în el cu tărie, cred că va fi un portar foarte, foarte bun. Dani, mergem spre sfârșitul discuției, cu mari mulțumiri pentru răbdare și îți voi propune iarăși un final așa mai relaxat. Îți voi spune câteva începuturi de frază pe care o să te rog pe tine să le continui. E grav, nu? Și voi, sau? După o înfrângere, cel mai mult mă liniștește să... Să merg acasă la familie. Ai o fată, nu? Am o fetiță de 13 ani. Ai timp să petreci cât ai vrea cu ea? Nu prea. Nu am timp și de asta îmi pare rău că trec anii, crește, iar momentele pe care le-am avut atunci când avea 4-5 ani au trecut foarte repede. Le-ai pierdut cumva. Le-am pierdut, nu m-am putut bucura în totalitate de evoluția și de creșterea ei. Dacă aș fi făcut alt sport în afară de fotbal, ar fi fost box. Aici cred că răspunsul era inclus cumva, da. Dar nu făceam badminton. Bine, putea să mai fie kickboxing, lupte, judo, dar boxul, da, e răspunsul, da. Cea mai mare superputere pe care aș dori să o am ar fi? Să pot da anii înapoi. Ai schimbat ceva în viața ta? În cariera ta? Nu. Nu. Ai luat-o fix așa cum a fost, da? A schimba. Aș vrea vreo 5 cm mai mult. Asta ar fi. Te-ar fi ajutat lucrul ăsta? Sunt convins că dacă aveam 5 cm mai mult... Cât ai? 1 și cât? 1,81. Adică dacă erai peste 1,85, lumea s-ar fi văzut altfel, probabil, da? Probabil
ajungeam mult mai sus, dar nu regret nimic, sunt bine unde sunt și mulțumesc că am ajuns și la nivelul ăsta. Cea mai mare nebunie pe care am făcut-o după o victorie a fost? Nu prea am făcut nebunii. Daniel Niculae mai organiza el după victorii, mai organiza mese și... Dar nu făceam nebunii. Îți place să fii cozor așa, nu să cânti sau nu ești genul care să... Nu. Să țină petrecerea, nu? Nu, când nu dansez, că nu știu. Mâncarea preferată este? Carnea de vită. Gătită mai în sânge sau mai... Gătită mai mediu, așa. Te pricep la cooking? Deloc. Deloc? Deloc. Nici măcar la un cartof prăjit? La un... Nu schimb niciun bec. Ok. Cea mai plăcută vacanță am petrecut-o în... În Tenerife, în iarnă. Acum a fost cea mai frumoasă vacanță. Am fost la casa unui prieten bun și drag mie, Simon Maurer, de la Brașov. Mi-a oferit cheile de la casă și am fost cu prietenii mei. Cel mai amuzant lucru care mi s-a întâmplat în ultima vreme a fost... Să promovez cu Hermann Stadler. Nu e un lucru amuzant. Cel mai amuzant a fost să vorbesc cu Șumudică la telefon acum câteva zile. A fost petrecere 20 de minute cât am vorbit. Eram cu prietenii mei. Ai dat pe speaker și tu doar ai tăcut, doar ascultai atât. Am dat pe speaker și 20 de minute erau pe sub canapele de rest. Ce povestea ne poți da așa? Ți amintești din discurs sau e de nereprodus? Și orice povestește râs, nu? Povestea de ce se întâmplă prin Arabia. Da. Cei mai buni trei prieteni pe care am în fotbal sunt... Aici o să supere unii fatalmente, dar asta e. Care activează sau... Nu neapărat. Alexa, Mutu, Neaga. Uh-huh. În ordinea asta? Nu neapărat. N-are rost să facem ordine. Topuri. Îi pun la fel pe toți. Poker sau șah? Box. Ai jucat vreodată poker? N-am jucat nici un singur joc. L-am făcut pe bani. Da? Despre care nu-mi face plăcere să vorbesc. În rest, n-am jucat cărți, n-am jucat poker, n-am jucat remi, n-am jucat nimic pe bani. Ai pierdut, presupun, la partida de poker, fiind unica pe bani sau nu? Sau ai câștigat? Dar n-am jucat poker, n-am jucat niciodată. Ok. Nu, poker. Că ai spus că ai jucat pe bani. Nu, alte lucruri le-am alte făcut lucruri. Pe bani. Okay. Despre okay. care nu-mi face plăcere să vorbesc. Da. Mercedes sau Ferrari? Mercedes. De ce? Cred că am o vârstă și îmi plac mașinile mai elegante decât cele sport. Să călătorești 500 de ani în trecut sau în viitor? Păi, cu cine nu are trecut, nu are nici viitor. În viitor aș vrea. De ce? Să văd cum evoluează lumea, ce se va întâmpla cu fotbalul. Da, o să ne vedem atunci. O să ne vedem peste 500 de ani atunci, da? Mulțumesc foarte mult. Rămâne stabilit. Rămâne stabilit, clar. Și voi.